Live alături de mine domnul Bogdan Nica, bine ați venit! Bine v-am găsit pe noastră și cei care vă urmăresc! V-am invitat mai puțin în calitate de manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, dar evident vom vorbi și despre acest aspect, cât mai ales în calitatea dumneavoastră de candidat al PNL la primăria Ploiești. Așadar, anunțul că dumneavoastră sunteți candidatul PNL la primăria Ploiești a luat prin surprindere multă lume, pentru că până ca liberalii să se hotărască au existat alte nume, mă rog, în spațiul public. Cum ați acceptat, că bănuiesc că nu v-ați băgat dumneavoastră în poză, ci ați fost, mă rog, rugat, invitat să intrați în cursa asta electorală? E foarte simplu. Nu e o mare secret, l-am mai spus, o să-l mai spun, s-au făcut niște sondaje de opinie și nu numai sondaj pe persoană, pe încredere, pe potențialul de creștere, pe procentajul de voturi pe care le poate obține un candidat, dar și alte elemente sociologice pe care conducerea centrală le-a făcut în județe. Au fost și alți colegi de-ai mei. Eu speram, dacă vreți, că era mai bine poate să fi știut mai de mult și să mă fi pregătit pentru astfel de campanie. Mă onorează o astfel de propunere. Eu am, la moment de față, o certitudine că Ploieștiul dorește altceva decât ce are, că ploieștenii vor mai mult și, să spun, merită mai mult. Cred că asta e sintagma mult. Corectă. Că orașul meu în care m-am născut și am crescut este un oraș eșuat și o să vedeți că am reușit să facem niște filmări și noi asta ați făcut de cursul anilor, dar am făcut și noi recent, adică ideea e așa, mi-aduc aminte că un alt primar cu care nu mai eram în relații foarte bune, căruia am fost consilier, domnul Dobre, care ne salutăm și ne vorbim, deci nu suntem nici certați, nici dușmani, n-am fost niciodată, nu ne-am înțeles, mă rog, eu am părăsit funcția de consilier, spitalul nu s-a mai făcut, nu l-a făcut nici domnul Vulosevici, dar a făcut un detail studiu, am făcut rost de el, o să-l citesc, e un fan al domniei sale, fost jurnalist, actualmente fan, sau mă rog, PES activist, cum e la dâns și, mă rog, o denumire europeană, care văd că se pricepe și la așa ceva. Eu nu mă pricep, așa că o să mă uit și o să-i spun dacă e studiu de fezabilitate, studiu de oportunitate, dacă valoarea lui este cea reală. O să vedem, că la asta chiar mă pricep. În fine, trecând peste toate aspectele astea, eu sunt destul de vechi în tabăra asta liberală, nu-i secret pentru nimeni. Am avut și așa o mică intersecție tot la un partid liberal al de care a fuzionat cu noi de două săptămâni, așa că, să zicem că acuza de traseism pe care mi-au dat alții s-a dispărut, că suntem practic același partid. Din trei partide. Din PD, din PNL și din ALDE. Asta e PNL-ul astăzi. Mai mult decât atât, nu cred că nu există oameni foarte pregătiți în Ploiești care să poată să vină într-o echipă și să facă mult mai mult decât ce nu s-a făcut. Sunt chestii de bun simț care lipsesc. Chestii de bun simț administrativ. Și o să le detaliez în decursul următoarelor două luni. Cam asta ar fi. A fost un sondaj, a fost și un vot. Vot care, normal, puteam să stăm eu 75%, să fiu un fel de piedone de Ploiești și să nu mă durească organizația, să nu fiu profilul de candidat liberal și să fiu poate pentru un alt partid. Da. Am respect pentru toți competitorii. A început campania electorală. În ciuda, să spunem, promisiunilor pe care atât partidele politice, conducerile centrale, județene, locale le fac în spațiu public și anume, noi ne dorim o campanie frumoasă, o campanie pozitivă, o campanie pe proiecte și așa mai departe. Astăzi, primarul încă în funcție, Andrei Vulosevici, v-a atacat atât pe dumneavoastră cât și pe un alt contracandidat al dânsului și implicit al dumneavoastră la primăria Ploiești. Mă rog, spunând, aducând în discuție, eu știu, calitatea dumneavoastră de director la Spitalul Morții. Bănuiesc că este o sintagmă care o să vă tot întâlniți, mai ales în perioada campaniei electorale. Nu mi-aparține și dumneavoastră știți foarte bine că și față de Observatorul și față de alte cotidiene sau televiziuni din Ploiești, am fost foarte deschis, inclusiv în naționale, și am arătat și părțile bune și părțile rele. Spitalul Județean de Urgență e un spital foarte greu, spital, în primul rând, foarte mare, cu 8 locații de care 6 cu paturi și unde sunt multe de făcut. Ce am putut face în 4 ani de zile, ce nu s-a făcut în 30 de ani, pot să vă prezint oricând, dar nu asta e important. Important este că sintagma asta a cam dispărut. Știu și eu să citesc, bănuiesc că și Andrei Vulosevici n-a uitat să citească sau nu e atât de obosit încât să nu poată citi.
statistici și părerile cetățenilor simpli, nu pe site-ul meu, că poate pe site-ul meu și pe pagina mea sunt prietenii mei, pe celălalt dumneavoastră sau altor jurnaliști care scriu despre spital. Și așa cum bine ați văzut, sunt oameni foarte apreciați în acel spital, cu sute de comentarii pozitive, nu vreau să număr pe niciunul să nu se supere, și sunt și oameni nemulțumiți. Eu am extras în decursul ultimilor 3 ani, chiar dacă unul a fost pandemie pur sânge și atunci lucrurile erau cu totul și absolut, cu totul diferite, dar odată ce pandemia a început să ne lasă să respirăm, am extras sugestiile cetățenilor, le-am răspuns, sunt comentariile mele și la dumneavoastră și la alte publicații. Nu m-am ferit, eu am comentat, n-am un om la presă, eu comentez singur și fac postări singur. Și mulți dintre cei care au comentat de rău au venit, au văzut și au zis, dom'le, eu știam de acum 3 ani. Alții, într-adevăr, aveau dreptate și încercăm să remediem problema. Ce nu s-a făcut de mult timp sau nu s-a dorit a se face, costă foarte mult. Asta este una din probleme. Dar noi am găsit sursele de finanțare și o să vedeți. O să fie, din nefericire, pentru domnul Volosevici, care se chinuie de vreo 4 ani să ne asfalteze bulevardul, proiect Volosevici, mi-aduc aminte, da? Tot proiect Volosevici, acest bulevard, uitați-vă la el, că e vălurit. Eu am pereții drepți, am făcut la spital. Dar, mă rog, dacă domnia sa așa consideră că ăsta e spitalul, îi doresc să se adreseze cu încredere spitalul pentru care n-a făcut nimic, din municipiul Ploiești. Și care și ele meritau atenție din partea primăriei. Acum, repede, niște proiecte care sunt pe hârtie. O instalație care de pe vremea întâlnea doctorul Dinu, dacă vă aduceți aminte, director, a fost ideea dânsului, susținută de domnul avocat Botez și de colegii din Consiliul Local, de la vremea respectivă. Proiect pe care l-a ratat și acum, dacă tot se laudă, măcar că e în PSD cu domnul Rafila, să-i mulțumesc că domnul Rafila că ține licitația. Că probabil dânsul, dacă o ținea, mai ține vreo 3 ani. Deci acel aparat care trebuie să salveze vieți, pentru care mulțumim domnului ministru Rafila, nu e luat de Volosevici. Îmi pare rău, putea fi luat de Volosevici dacă nu pierdea proiectul, împreună cu alte 80 de milioane. Dar, în fine, eu nu vreau să vorbesc despre domnia sa, discutăm pe ce am făcut fiecare dintre noi în viață și pe voturi. Apropo, cum v-ați deplasat astăzi prin Ploiești? Ca să ajungeți din zona de nord, de la Spitalul Județean, până... Vă arăt 26 de minute. Până în Piața Anton, unde avem noi sediul. 26 de minute. În drum care normal, am mai fost la dumneavoastră vreo 12 minute. 13 minute. Bun. Este haos în oraș, este mizerie în oraș. Bulevardul au ales cel mai propice moment să-l facă, probabil să vadă ploieștenii, care sunt niște oameni deștepți și care, normal, că o să înțeleagă că nu era cea mai necesară investiție. Putea fi reparat, nu să fie de 100 de ani nu să avem făcut nimic. Dumnezeule mare, domnul Calotă, domnul Toma, domnul Dobre și alți domni și doamne, chiar n-ați făcut nimic pe bulevard, doar domnul Volosevici s-a gândit să facă bulevard. Îi mulțumim frumos și pomii mulțumesc frumos pentru sârmele care le-am fipt în el și toți ploieștenii sunt fericiți pentru că bulevardul se repară sâmbătă la prânz, duminică la prânz și nu putem circula. Puteau fi găsite alte ore. Îi dau un exemplu. Domnul primar al Constanței, doamna Clotilde Armand de la sectorul 1, domnul Băluță, primar, domnul Bolojan, domnul Boc, au o chestie așa, nu știu, au lumini în oraș, asfaltează noaptea, când nu e trafic. Dar nu zi de weekend. Eu n-am văzut. Eu am fost la Constanța anul trecut și am văzut că s-a asfaltat noaptea. Lumini, chestii, utilaje. Dimineața era frumos, curat, merge numai la servici. E weekend. Vrei și noi să plecăm undeva? Păi nu putem. E zi de lucru. Momentul este foarte bine ales. În fine, da, recomandez. Asfaltări de campanie electorală, pentru că, din păcate, lucrul ăsta se întâmplă doar în Ploiești, ci și pe drumurile naționale, drumurile județene și așa mai departe. Eu e un mod la care, din păcate, cu un obiectiv de calitate, să nu spună că e fișai, să vedeți dealurile și valurile acestei minunate, acestui minunat, nu știu, Hungaroring, Dubai. Asta cu îngrășatul porcului în ajunaurul român e o vorbă. Credeți că mai ține? Eu nu cred că mai ține și de-aia eu o să încerc să conving oamenii, pentru că mă lovesc de o problemă. Și o spun deschis. Problema este că cetățenii nu mai au încredere niciun om care candidează pentru nicio funcție. Toți politicienii sunt la fel. Eu încerc să le spun că am fost mai mult tehnic și că n-am prea mințit. Nu mi-am asumat niște termene sau niște slogane sau o prosteală de-aia ieftină, iertați în limbajul popular, dar cam asta e la mulți. Cum te învață consultantul, fraze scurte, clare, să ajungă la toată. Eu încerc să vorbesc pe înțelesul tuturor, pentru că nu toți sunt membri Academiei Române, dar și oameni cu foarte multă inteligență și foarte mult bun simț. Și
vă spun niște lucruri. Deci știți cine mă încarcă cu energie cel mai mult și mă face să continui această campanie, care nu e ușoară. Colegii mei din spital vorbesc de cei mărunți. Medicii sunt foarte ocupați, mă susțin. Infirmiere, brancardier, oameni amărâți. Care locuiesc în Ploiești? Care locuiesc în Ploiești și care îmi spun, doamne, am văzut că ați făcut pe aici câte ceva. Nu puteți să vorbiți cu... Am vorbit. Iertați-mă. Nu s-a întâmplat nimic. Ba mai mult, există o oftică, cred, sau o lipsă de profesionalism. Nu vreau să mă pronunț. Poate mă trezești cu un proces, dânsul e avocat, să stea foarte liniștit. Eu nu sunt avocat, mă apăr singur. Dar am zis că nu mai vorbesc de el, vă rog eu frumos. Dar, în fine, mă deranjează când cineva minte. Eu încerc să nu mint. Să fiu foarte exact în ceea ce spun. Și atunci, încerc să capăt încrederea ploieștenilor, mergând din cort în cort, din casă în casă, și prin dumneavoastră să pătrund la cei care poate nu-i prind pe stradă și prin rețele de socializare. Și să le arăt că am promis niște lucruri în 2021 și, ca să citesc din clasici în viață, se întâmplă lucruri în 2022-2023. Eu nu eram în campanie în 2022, nici nu cred că mai aveam de gând să candidez, și nici în 2023. A, că acum niște lucrări pornite de acum 4 ani se termină, o să veniți să le vedeți. Dar cred că am inaugurat destulești până acum. Că au fost făcute din banii Consiliului Județean, că au fost făcute din proiecte câștigate de noi, de Consiliul Județean, de la diverse structuri care asigură finanțarea, e altceva. Dar s-a muncit în dragi cu colegii mei din spital. Pentru fiecare ușă schimbată, pentru fiecare șurub. Și atunci, îmi pare rău, haideți să vedem cine suntem și ce vrem, ce am promis și ce am făcut. Și totuși este foarte greu. Și vă spun al doua element care, într-un fel, aș vrea să-l transmit ploieștenilor. Există un mare apetit pentru atacurile la persoană al unor candidați. Și diverse atacuri de pe conturi false, floricele, cățeluși, purceluși și de face ou și coțet. Toți trebuie să ne pregătim să avem o pelerină pentru lături. Eu nu o să fac așa ceva, eu o să spun cu nume și prenume, fără a jigni, că e mai gras, că e mai slab, că e chel care ochelar, nu mi se pare normal. Ce ai făcut? Ei, hai să încercăm totuși, ăștia care ne mai place să fim educați, să nu ajungem atât de jos. Și asta o spun și oamenilor care sunt nervoși și comentează. Haideți să comentăm normal. Agresiv, dacă doriți, dar normal. Fără epitete în jurături. Avem familii, avem copii și cred că nu e cazul să ne facem în toate felul. Eu nu o să fac lucrul ăsta. Bun. Spuneți dumneavoastră că ați început practic campania door-to-door, ca să vorbesc din consultanți. Mai exact, campania în stradă întâi și door-to-door. Asta Bun. O să facem două luni de zile, care... pentru că e modalitatea cea mai simplă să ajungem la cetățeni. Domnul Nica, care a fost reacția oamenilor, mai ales că dumneavoastră reprezentați un partid, PNL, care a fost asociat cu actuala administrație, chiar dacă primarul actual și-a anunțat intenția de a participa pentru câștigarea unui nou mandat din partea PSD, bun, totuși și PNL-ul este asociat cu actuala administrație. Bun, a avut, are încă majoritatea în Consiliul Local, împreună cu alte formațiuni de dreapta, să spunem, da. Adică vrei, nu vrei, Volosevici plus PNL, bine, a fost la început egal love, acum nu eu prea mai e. Că oamenii înțeleg ce s-a întâmplat. Să știți că v-am spus, eu am o părere bună despre ploieșteni, să nu înțeleagă cei care sunt din alte județe, că mă e prost. Dar pe ăștia știu mai bine decât... Și să știți că fac o diferență. Practic, ei nu mai îl asociază, cred, pe fostul primar. Cu... Încă primar, domnul. Da, încă primar, pardon. Mai puțin până la 1 noiembrie sau 27 octombrie când se schimbă. Nu îl asociază. A mai fost primar, deci poți zici și fost primar, că a mai avut un mandat da. Cu pauze. Nu cred că îl asociază cu PNL-ul, pentru că colegii mei au fost destul de vocali. Noi astăzi relatat în foarte multe ședințe de Consiliu când niște lucruri s-au întâmplat acolo. Tot îmi place expresia asta, nu prea am găsit un dex, dar îmi place. Ei, acum, eu i-am întrebat, mai oameni buni, a venit omul ăsta cu o idee bună și voi, că asta e atacul care, și voi din răutate sau din răzbunare sau din alte motive care nu... Nu i-ați acordat sprijinul? Nu. Unde a fost un proiect pentru Ploiești? O creșe, că una a făcut și e nevoie de vreo patru. Am votat. S-a cerut suplimentare de buget, că tot creșteau niște facturi pe undeva. Am votat. La luminițe.
După aia s-a zbenguit până tot orașul. Că avem lumință, avem lumință. Parcă, dom'le, parcă a descoperit America. S-a inventat, știu eu, telefonul fără fir. Dom'le, au votat. Deci, degeaba, ia zis așa. Mă descurc, n-am nevoie, avem planul B, facem rost de sponsorizări. N-au venit, miau, miau. Și atunci colegii mei, pe bună dreptate, zic, dom'le, chiar dacă își va aroga meritul, că într-un oraș în general, mai zis un municipiu mare, primarul, dacă orașul mișto, primarul e ok, da. Dacă orașul e nasol, primarul e de vină. Mai puțin. Ei, și-au asumat acest risc ca să nu lase orașul ăsta să fie orașul lui Grinci. După care a apărut și a dat la, la TikTok. Nu prea mai vine să râd când văd orașul ăsta, iertați-mă. E circ, nu ne ajută cu nimic. Era mult mai concret dacă poate domnia sa mă ataca pe niște nerealizări ale mele. Poate aveam explicații, poate nu, poate n-am putut mai mult. Dar expresia atât s-a putut, i se aplică perfect. Nimic nu s-a putut. Iertați-mă. Da. În, nu știu, chiar dacă acum orice propunere vine din partea unui candidat este privită așa cu scepticism, mai ales de către ploieșteni, pentru că și lor li s-au promis atât de multe, nu știu, îmi vin în minte, în primul rând, un spital nou, străzi asfaltate, apropo, am publicat recent niște statistici absolut îngrozitoare pentru un oraș în anul 2024. Zeci de străzi fără canalizare, mii de oameni fără acces la apă potabilă și așa mai departe. Executivul primăriei a comis-o din nou că au ratat. S-au mișcat într-o viteză total neadecvată. Unele proiecte europene, să le explicăm cetățenilor, au primul venit, primul servit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai un interval de timp uneori de ordinul minutelor în care depui și se epuizează suma alocată pentru acele lucrări. Și atunci rămâi în rezervă. Cât? O lună? 5? 3 ani? Până când se refinanțează polul respectiv, axa respectivă. Ei, de seara Consiliul Județean a atras atenția la Anga Danga, măi copii, 9:30, că la 10 se deschide. Era vorba de lucrările necesare pentru a asigura utilități în cartierul Mitica Apostol. Bineînțeles că domnia să vină cu altă teorie, dar eu am hârtii. Da. Are Consiliul Județean hârtii. A ajuns la 10:45. Iar domnul primar, îngrijorat de starea locuitorilor din cauza, a intrat în concediu deja. Și a lăsat pe lască pui de găină pe acolo. Care nu au fost în stare să se la timp. S-a umblat după semnături, s-a pierdut timp, s-a greșit un contract. Sunt elemente clare pe care colegii mei din CJ, cu care eu lucrez, cu care am făcut proiecte care au trecut. De-aia știu că când se dă alarmă, trebuie să te miști. Bani sunt puțini în țara asta. Cine e iute și harnic, obține ceva. A obținut Târgoviștea, a obținut Buzău, noi ce am obținut? Circ și atât. Nici măcar pâine. Bun. În cazul în care, să spunem, că veți câștiga alegerile locale pentru primăria Ploiești, nu știu, există o direcție, o strategie, pentru că toată lumea, cred că fiecare dintre noi înțelege până la un moment dat, fără să fim, eu știu, bătaia de joc a administrației locale, faptul că trebuie să trecem printr-o stare din asta de disconfort pentru că, nu știu, se asfaltează, se introduce canalizare pe o stradă unde nu există așa ceva și așa mai departe, dar oamenii cred că sunt înțelegători atât timp cât se întâmplă lucruri și se întâmplă într-o manieră ok, nu într-o bătaie de joc, așa cum s-a întâmplat multe dintre proiectele pe fonduri europene. Vă dau exemplu concret. E o stradă pe care eu circul frecvent pentru că mă deplasez din zona unde este Spitalul Județean, în zona Castor, Pollux, Găgeni, vin pe Găgeni și de la Găgeni uneori opresc, fac stânga la catedrală, mă duc la Consiliul Județean, că am treabă acolo, sau mă duc acasă pe Mărășești. Deci cam astea sunt drumurile pac-pac. E, ideea este simplă și acolo s-au schimbat niște țevi. Nu mă întrebați ce țevi, dar s-au schimbat de două ori și dacă vedeți ce cârpeală s-a făcut, aia e o asfaltare în bătaie de joc. Plus că s-a făcut pe ploaie. Ni s-a spus în toamnă că ne oprim, dăm cu maclavais pe stratul care nu-i de rulaj, ci pe stratul intermediar de mixtură asfaltică și terminăm când e vremea bună. Iertați-mă, dar în Suedia nu se asfaltează, în Norvegia, așteaptă la Oradea, la așteaptă Brașov, vara, la Poiana, oamenii aia ce fac? În august asfaltează și atât? Deci am vorbit cu trei ingineri de drumul și a zis, transpostirea asta. A, dacă-s minus 20, da. Dar erau vreo 10 grade până decembrie. Cel mai frig erau vreo 3, nici nu îngheța. Dar nu contează. Și la minus 10 se poate face mixtura amoniacală. Asta că tot a zis cineva că nu mă pricep. Mă pricep. Că am asfaltat și un curte la spital și am asfaltat iarna. Și asfaltul e drept. E drept? Și n-are găuri? Și nu s-a lăsat? Știți unde nu e asfalt?
parcarea care este a primăriei. Și unde nici măcar o roabă de pietriș să nu-și oamenii picioarele când vrei să-și vadă bolani. Aceea este parcarea primăriei? Da, da. Iar pe cealaltă nu ne-a dat autorizație a CJ-ul. Că nu știu ce fire trebuie, nu mă întrebați. Da. Nu vreau să intru în amănunte, dar pe mine mă distrează modul cum se răspunde la provocările pe bună dreptate vie venite din zona civică, din zona civic-jurnalistică sau din zona populației, pur și simplu. Mi-aduc aminte două emisiuni, am zis, da, asta e o prostie. Nu, stați un pic. Deci e o prostie să faci o șosea care să unească două cartiere, ca să nu e bulevardul ăla, o șosea rapidă, ca oamenii care au treabă, să spunem, în zona de sud a orașului, să poată să ducă și în zona de nord. Poate vor și ei să mănânce, știu eu, un mic, sau poate vor să-și cumpere ceva de la un magazin. Trebuie să facă 40 de minute în oraș? Așa, asta e gândire? Nu vorbesc de centură, că aia nu-i treaba lui. Da. Centura ar fi o treaba primarului Ploieștiului și poate va fi treaba primarului Ploieștiului, că voi fi eu sau alt om luminat la cap, poate mai luminat ca mine, atunci când putem convinge toți primarii din zona limitrofe și să găsim un parteneriat comun și să facem, fără a leza pe nimeni și fără a intra în niște rigori legale, un fel de zonă metropolitană, toată lumea are. Da, o zonă metropolitană care să-i ajute și pe ei, nu care să-i desfințeze sau să-i încurce. Pentru că, normal, fiecare comunitate are, cum să spun, particularitățile, ia amprenta ei și e firesc să-și o păstreze. Și am văzut destule orașe străine și chiar capitale mari. Pe Londra centrul una, Londra, știu eu, Blackfriars e altceva, Londra Charing Cross e altceva. Sunt orașe lângă orașe. Bun. Ei, asta înseamnă metropolă. Da? Da, adică... bine, noi n-am fost în stare să facem două autogări pe fonduri europene, ceea da, ce era un comparația... Spune, dați un pic, Adi Dobre făcuse niște proiecte. Erau multe milioane de euro. Au fost proaste, de aia nu le-a putut implementa. Zău, este... terminal multimodal și girator la intrare în spital ca să nu mai facă salvarea încă două minute să învârte după tramvai? Aia era o prostie? Supra-traversări erau prostii? Eu nu cred. Dar nu cred. Hai să le luăm așa punctual să vedem. De ce? Aia e o prostie, e o prostie, e o prostie. Dar cine a zis? A, nu e o prostie să vii într-o zi să zici gata, dărâmăm 7 etaje. Dar cu oamenii ce face? Aia nu știu. Vedem noi. Nu, aia, l-a, nu, prostie. Nu l-a dărâmat. Păi nu, dar iertați-mă. Înainte de a dărâma o chestie, acolo sunt niște oameni. Poate mai vrem să dărâmăm, să expropriem. Hai să vedem. Cu ce ne ajută? Am terminat cumva catedrala, am găsit sponsor, arată superb, e Notre-Dame de Ploiești? Sau se vede tot bătaia de joc a multor autorități? Că lași catedrala asta, monument istoric, amprenta lui Thomas Ocolescu, fațada într-un fel, restul început neterminat, da? Ce facem? Chiar nu mai avem agenți economici? Și aici vreau să spun că dacă vorbești cu ei și le explici un proiect viabil, oamenii vin. În timpul pandemiei, sumedenie de firme, ploieștene și prahovene, au ajutat spitalul. Pentru că până s-a organizat greoaia mașinărie cu comitetele astea de urgență, a durat ceva timp. Și eu știu că primeam sute de mii de lei de la diverse firme din Ploiești, cărora le mulțumesc și tot mă străduiesc să fac o cartă a sponsorilor Spitalului Județean. Că se știe că oamenii ăștia au dat. Credeți că dacă vine un primar care convinge că dezvoltă economic Ploieștiul, oamenii de afaceri, cărora le cresc veniturile și profitul, nu vin să ajute primăria să recuperăm Casa Căsătoriilor, să renovăm catedrala, să facem o zonă pietonală, culturală? Chiar credeți că nu se poate? Alții de ce pot, domnule? E o întrebare la care, din păcate, ploieștenii au rămas așa, cu un semn al întrebării. Un proiect major pe care dumneavoastră îl propuneți, pentru că ușor, ușor ne apropiem de finalul emisiunii, nu știu, un proiect major pe care dumneavoastră îl propuneți ploieștenilor. La ce v-ați gândit sau cum credeți dumneavoastră că puteți transforma orașul ăsta gri, în care nu s-a făcut nimic, da? Să se întâmple o minune? Deci dacă vine, eu o să am un plan pe 4 ani de zile și un plan pentru 8 ani. Că voi fi eu primar în primul mandat și alt coleg, poate unul mai tânăr și mai dinamic, eu mă apropii și eu de pensie. Încă pot, dar e bine să ai un mandat. Al doilea, după cum vedeți, nu e mare brânză. Și atunci pot să mă retrag. Ei, dar să las niște lucruri începute. Și aici vreau să vă zic o chestie. Dacă găsesc în noiembrie, după Andrei Voloseviciu, un proiect viabil, util, credeți-mă, mă dau cu capul de pereți să-l continui, să-l termin. Iar dacă e un proiect discutabil, fac referendum. Ce facem? Îl facem? Îl vreți, oameni buni? Că voi plătiți impozite, nu eu. Eu iau un salariu și nu o să iau niciun ban din fonduri europene. Nu-mi trebuie.
am muncit în privat. Am vă referiți la acel spor pe care... La sporul Clotild Voloțeviș, dar nu, mi se pare... Primarii în funcție îl iau pentru gestionare fonduri europene. Probabil că e legal, nu mă pronunț. Eu pot să vă spun un lucru. Am medici care câștigă de 2,5 ori mai mult decât mine. Dar stresul lor, după părerea mea, e mai mare. Vorba de medici care salvează vieți în urgențe. Sau alții care semnează niște documente care implică multe riscuri, medico-legale sau anesteziști. Mi se pare normal. Chiar dacă ei pleacă la 2 și eu rămân până la 8 seara la serviciu. Eu sunt un administrator, eu sunt un hârțogar, eu sunt un constructor. Ei salvează vieți. Eu mă asigur să aibă tot ce le trebuie. Și atunci, faptul că ministerul n-a binevoit să ne dea un salariu mare pentru de spitale, nu e o mare problemă. Dacă vroiam să fac bani foarte mulți, mă duceam în privat. Am fost și am câștigat. Și dividendele mele publice și declarații de avere publice. Nu-mi trebuie spor. Mi se pare, dacă guvernul se gândește la un moment dat să facă ceva și pentru primari, nu-mi trebuie nici pensie specială, nici spor. Nu, să nu înțeleagă că e un populism. Tu, dar poate banii aia îi împart la niște oameni cu salarii mici. Asta fac. Am derulat și eu proiecte în Spitalul Județean. Iertați-mă, dar nu mi-am luat sporul. Au luat oamenii care au făcut proiecte. N-am niciun spor. Revenind, un proiect major pe care dumneavoastră vedeți fezabil? Primul proiect care trebuie făcut ar fi regenerare urbană, că orașul este eșuat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie analizat anumite elemente de trafic și fluidizat traficul cu specialiști. Doi, trebuie găsite soluțiile, pentru că până vin bani pe proiecte, durează. Găsite soluțiile, și asta dacă vreți ar putea fi pusă pe primul loc, ca în luna decembrie, noiembrie-decembrie, să existe finanțare la Termoploiești, să nu rămână cetățenii fără apă caldă și căldură. Da? Că eu nu știu ce lasă în buget executivul actual. Deci asta ar fi grija mea numărul 1. Să vedem că oamenii au confort. Și 2. După ce ai analizat toată treaba asta și ai văzut ce trebuie făcut și ai făcut, treci și aloci fonduri și credeți-mă, am capacitate de convingere, știu să fac majorități, astfel încât să arate orașul întâi curat și frumos. După care, discutând cu fiecare cartier, vedem opțiunile de dezvoltare. Deci totul trebuie inclus într-un plan urbanistic general, pe care Ploieștiul nu-l are, să nu se mai construiască haotic, cu dezvoltatori mai albi sau mai puțin albi, mă rog, nu contează. Să nu se mai facă blocuri și să nu există o școală în apropiere, sau cartiere întregi. Să nu se mai gândească un complex imobiliar și să nu aibă mașina de pompieri pe unde se intre. Uitați-vă cum s-a dezvoltat orașul în ultimii 10 ani. Mie nu se pare că s-a dezvoltat numai. Plus, hai să găsim, domnule, că avem arhitecți în Ploiești. Hai să facem un concurs de soluții. Ce Dumnezeu! Și când se face ce? Ori pui o mochetă peste dale, ori pui niște umbrele decolorate, ori e cătunelul copiilor, ori alte tâmpenii. Dom'le, o să vină sărbătorile. Chiar nu găsim niște lucruri drăguțe să le punem pe stradă? Chiar punem monștri aia să speriem copiii? Astea sunt lucruri simple. Plus, trebuie discutat, și eu încep de acum, cu asociațiile de locatari punctual ce probleme au. Da? Să vedem. Dom'le, resurse se găsesc. Într-o primă instanță, trebuie să apelezi la resurse bugetare, buget propriu. În a doua etapă, pentru că depui o grămadă de proiecte și te străduiești să obții cofinanțare pentru ele de la guvern sau din împrumuturi bancare, fără să afectezi veniturile ploieștene, să le crești impozitele, să le crești taxe, nu ai făcut nimic. Dacă atâta știi să crești taxe și impozite și după aceea să dai subvenții și nu la toți, ci numai la unii, și aia o lună e, o lună nu e, dar nu dau banii la TC, de pică roțile de la autobuze, n-ai rezolvat nimic. Faci o prostie. Orașul trebuie să se dezvolte, păstrând niște elemente caracteristice. Credeți-mă, mi se pare firesc și să aibă oamenii subvenție la termie. Pentru că sunt oameni cu venituri mici care trebuie să fie ajutați să aibă căldură pe din deal. Nu mi se pare însă firesc ca proprietarii de case să n-aibă nimic. Și acolo sunt oameni cu venituri mici care pot fi identificați și cărora li se pot găsi niște... Uite, colegii mei au un proiect acum cu vouchere pentru oamenii cu venituri mici care stau la casă. E groaznic să găsești o casă iarnă. Ce faci? Tai pomin în curte? Îi bași pe foc? Oamenii n-au niciun sprijin. Ca să nu mai zic că există cetățeni în Ploiești care merg cu autobuzul și cu tramvaiul. Tramvaiele din anii 70? Nu mai discut. Sunt unele frumos pictate, altele, să zicem că n-am eu gust, nu mi se pare normal. Mai sunt autobuze care o să vină, că alea care au venit, iertați-mă, fac o dezvăluire, că tot nu mă pricep dacă la Spitalul Morții,
Dar la vremea respectivă, când s-a încheiat acel proiect și primarul Dobre e, bine mersi, manager public la Câmpina, și aduce aminte, eu eram secretar general adjunct la mediu și cu doamna Gavrilescu a zis, domnule, suntem ploieșteni. Hai! Și a reușit să depună documentația. De-aia au venit. Da. Proiect Dobre, poftiți! Mai aș fi vrut să zic ceva. Vă rog. Acum intru eu în o campanie pe care am văzut-o și n-am reușit că sunt ocupat, dar o să ajung negreșit, să discut cu domnul Mihai Nicolae, colegul noastră, care face o campanie interesantă. Și am văzut că și anumiți candidați sunt și ei interesați de campanie, probabil pentru că e campanie electorală. Eu pot să vin cu un know-how pe care o să-l pun la dispoziția și Consiliului Local. Domnului primar nu cred că e cazul să-i mai pun la dispoziție, că era simplu, puteți măsura și îl spuneam. Deci, haideți să vedem cum consolidăm o clădire cu risc seismic, dar nu doi. Asta era așa. No. Eu am expertizat toate corpurile de clădire. La Buna Vestire, fosta maternitate, unde sunt mai multe secții, s-a renovat doar o parte, psihiatria și diabetul și secția de nefrologie. Partea din spate, practic, clădirea fostei maternități, am zis că un spital german a fost cândva acolo, sau folosit de trupele germane în doar zbunea. E vechi. Am făcut expertiză, am solicitat Consiliul Județean sprijin, și cu cererea de finanțare CCRS 378, discutăm pe cifre, adică nu e o poveste, din 16.02.2023, a stat la baza proiect HCG 287, suma de 50 de milioane de lei, în care intră reabilitare, consolidare, eficientizare energetică, modernizare și dotare cu echipamente medicale. E vorba de 10 milioane de euro. La momentul de față, săptămâna 8.13, a patra, se ia ultimele avize pentru autorizația de construire pe care sperăm să o dea domnul primar, că ne mai ține cu el așa, că le analizează cu atenție, și se semnează contractul de finanțare. Licitația ne-a împărnit-o din timp, e în curs, cu clauză suspensivă. E în curs de finalizare, mai sunt doi participanți, trebuie să evalueze comisia și Buna Vestire intră în reparație capitală, cum a fost și bloc operator. Mergem mai departe. La Obor există o secție Spitalului Județean, pneumologie. Am reușit cu banii Consiliului Județean să reabilităm gardul ăla, care e un fel de monument istoric. Acolo a fost un fost han și dermatologie pe vreme. Am expertizat clădirea, am făcut proiect de consolidare și de eficientizare energetică și împreună cu Laboratorul de Medicină Legală și Cabinetul de Medicină Sportivă i-am inclus în programul guvernamental ELENA, Eficiență Energetică și Consolidare. Și așteptăm în săptămâna viitoare, noi avem punctaj mare, sperăm să obținem finanțare, dacă nu mai avem un proiect european și pentru asta. Suntem pregătiți. Mergem mai departe, termin repede. La Boldescu există un proiect, un SF, care astăzi am trimis hârtiile către Consiliul Județean, intră în licitație, care e de sarcini gata, sunt 60 de milioane de euro prin hotărâre de guvern pentru construcția a două module mari, cu patru etaje, unul va fi urologie, celălalt va fi BMF, ORL și oftalmologie. Secția de la Boldescu. Deci, suntem și acolo, studiul de fezabilitate a durat un an jumătate licitația, 6 luni conform contractului execuția, indicatorii săptămâna viitoare trec în ședința CJ și ridicăm în seamă. Finanțare BEI asigurată. Mergem mai departe. Complexul integrat de asistență medicală de urgență. Da? Avem certificat de urbanism, cel de care se spunea că nu o să-l facem pe hectare. Este licitația în curs. Mergem și mai departe. Pe lângă ce am făcut la sediul din Găgeni, pot să vă spun că mai avem la maternitate un proiect mare, 40 de milioane finanțare BEI, vă dau și numărul proiectului, 456. Este licitația pentru execuție, am trecut de toate hârtiile, etapele, primărie, autorizații, pompieri, tot. Este probabil gata în 2 luni de zile și în vară, toamnă încep lucrările. Se va face în completare la ce are Ploieștiul, la județean, că e tot în Ploiești, o secție de pediatrie, încă un cabinet de urgențe pediatrice, că ați văzut ce e la Ploiești, chirurgie infantilă și chirurgia femeii. Asta înseamnă că operațiile oncologice și tratamentele respective le vom face la noi. Astea toate sunt certitudini. Așa cum acum un an de zile vă spuneam că vom termina bloc operator, că vom termina terapia, că vom reabilita ambulatoriu, că vom reabilita sterilizarea. Se poate filma, ați filmat. Așa va fi la anul. Deci asta este soluția, durează și trebuie început din timp. Și întreb cu toată dragostea, cum spune un reputat moderator, dacă s-au întreprins la nivelul executivului municipal astfel de demersuri,
Dacă domnul Soare de la fonduri a depus vreun proiect pe Elena, pe Ministerul Dezvoltării, pe PNRR, pentru consolidarea celor două unități spitalice. Sau am rămas la un studiu de 700 de pagini, și am înțeles că e, să vedem câte copy-paste, care e studiu și atât. Da. A, tot consilierii de vină? Păi ia să vină domnia sa cu un proiect aprobat și să vedem care consilier nu ridică mâna. Eu mai spun un secret. Proiectele spitalului, toate și toți indicatorii au fost aprobați în unanimitate de consilierii județeni din toate partidele. Inclusiv PSD, din care PNL, face parte PNL, actualul primar. PNL, USR, PSD, ALDE și... Pro-România. Pro-România și... Ai domnule Apostolache. România Națiune. România Națiune. Da. Eu am rămas cu Prahova Națiune și Proiect Națiune. Rapid. Spital în sediul IPCUP? Credeți în varianta asta? Anunțat acum în prag de campanie? Nu, da. Și minciunile-s mai prăfuite. Păi parcă era spital în sediu Petrom. Acum ne mutăm la IPCUP și data viitoare unde îl facem? La Sere, la Bărcănești? Nu cred că e fezabil și vă spun și de ce. Constructiv, clădirea ar trebui să aibă spațiu între grinzi, să poți să ai un lift de forță în care să intre minimum două tărci cu un soțitor respectiv. Liftieră și doi brancardieri. Așa sunt lifturile mele. Eu știu despre ce vorbesc. No. Că tocmai cumpăr unele noi. Le-am reabilitat, le-am întreținut. Acum și care sunt obligatorii pentru o unitate medicală pentru a fi autorizată de către Ministerul Sănătății, corect? Doi. Trebuie minimum trei lifturi, pentru că fiind pe verticală clădirea, uite, vă dau exemplu, o clădire greșit proiectată, Spitalul Universitar din București, făcut în anii 70. Duceți-vă acolo, să vezi că stați la ușă la lift. Da. Și la noi să stă, dar a noastră are numai... Deci nu credeți în varianta IPCUP? Eu nu știu să văd un proiect al IPCUP-ului în care să intre niște saloane, mama și copilul, săl de operații. Nu știu dacă în zona respectivă electrica asigură... De exemplu, uitați, Ministerul Sănătății într-un târziu ne-a dat avizul și pentru spitalul modular, cel neautorizat de domnul Vorosevic de la Obor. Aștept acum de la DSP ultimele amănunte autorizații sanitare, că tot ne întrebau niște colegi noștri, de ce nu îi dați drumul? Ba, trebuie să-i dau drumul, dacă nu pe răspunderea mea îi dau drumul, pentru că eu încep consolidarea acolo. Am bani. Nu pot să mut bolnavii prin oraș sau prin județ. Când am o minunăție, care e Germania deci, nouă. Atunci când vor începe lucrările de reabilitare, da, bolnavii vor fi, pacienții vor fi tratați în spitalul modular. Da, pentru că sunt toate condițiile. Electrica și-a făcut treaba, ne-au asigurat sporul de putere, pentru că asta e toată chestia. Trebuie făcut niște calcule inginerești, poți să dai drum. Și acum, ambulatorul e gata. Fac probe, de exemplu, nu mergeau telefoane, s-a consolidat, s-au pus betoane, s-au pus materiale speciale pe pereți și nu mai aveai semnal. Și au venit firme de telefonie să-și pune relee, după care mai sunt o serie de instalații medicale care sunt în probe tehnologice. Ambulatoriul când va fi practic funcțional? Când estimați? Electoral, normal. Tot. Eu sper repede. Cât mai repede. Eu am vrut să-l termin mai devreme, dar specialiștii mi-au spus că nu e bine să ne repezim până nu facem, știu eu, 50 de probe cu liftul, cu greutăți, că și oameni mai mari și multe alte lucruri, plus că guvernul a blocat achiziția de mobilier și ne chinuim cu sponsorii ca să avem și mobilier nou. Da. Cam asta e. Domnule Nica, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Vă doresc succes în aceeași măsură în care o fac cu toți invitații mei și, ce să vă zic, sănătate, nu? Că e mai bună decât atât. Sănătate și gânduri bune. Cu dumneavoastră mă revăd joi la tradiționala emisiune cu Mișu și Claudiu Vasilescu. Până atunci, rămâne sănătoși.